urma să vă fac comentariul la pizza texana pe care am luat-o la Panoramic pentru a vă putea expune tematic situația contextuală. Iată că imaginile vorbesc de la sine și de regulă o imagine face, nu? Cât o mie de cuvinte. Aici a fost pizza texana de Panoramic, așa cum vă spuneam. Cred că lucrurile sunt cât se poate de elocvente și spun exact ceea ce trebuie spus. Mesajul a fost să fie înțeles și eu cred că din perspectiva asta vă pot ura o seară cât mai frumoasă, cât mai adecvată, cât mai plăcută, cât mai plină de mângâiere și de împliniri, cât mai aducătoare de roade noi, de idei, de satisfacție, de viziuni, de lucruri bune, de chestii mărețe, de chestii mângâietoare, de suflet împlinit. Eu vă salut de aici, din Panoramic, unde, după o saramură bulgărească de Pontus Cephalus Euxinicus apud Panoramicus, am mers și o pizza, pentru că altfel viața ar fi fost cu siguranță tristă. Nu avem, după cum crește autoritățile, deloc potențial turistic și nu putem să ne gândim la bani, pentru că nu e așa? Dacă timp de aproape câteva sute de ani, câteva mii de nave veneau cu marinari din extremul Orient sau din Orientul Mijlociu și erau bucuroși aici, acum, mulțumesc, Liviu, acum lucrurile sunt la maniera la care noi nu mai avem deloc ideea că am putea scoate bani din locul ăsta minunat. Nu-i nimic, lasă să facă alții din văgă o treabă, iar noi să murim de foame cu lucrurile aduse la nas de Dumnezeu.